Salutare tuturor! Ca în fiecare test care conține și o funcție și testul pe care noi îl rezolvăm are un astfel de exercițiu. Hai să vedem cum anume putem să rezolvăm, care este teoria care stă la baza demonstrației acestor cerințe și ce anume aveți de reținut și de învățat. Se consideră funcția f definită pe R cu valori în R f de x egal x minus 1. Prima cerință este să calculăm f de a plus f de minus a plus 2, unde a este un număr real oarecare. Când avem de calculat f de o anumită valoare, trebuie să înlocuim valoarea respectivă cu x din funcția noastră. Astfel că f de a este a minus 1, iar f de minus a este minus a minus 1. Vom face suma acestor termeni ceruți în, în enunțul problemei f de a plus f de minus a plus 2 și ne va da a minus 1 minus a minus 1 plus 2, care înseamnă 0, deoarece a minus a se reduc, minus 1 cu minus 1 ne va da minus 2, plus 2 înseamnă 0. Și astfel am rezolvat uh, prima cerință. Să mergem la cea de-a doua cerință. Se cere să determinăm coordonatele punctelor pe mare situate pe reprezentarea grafică a funcției f, știind că op este 5, unde o este originea sistemului de axe ortogonale x o y. Noi știm că punctul P trebuie să aibă coordonate x și y, o anumită valoare pe axa OX și o anumită valoare pe axa OY. Aceste coordonate sunt necunoscute, tocmai pe acestea trebuie să le determinăm. Dacă punctul P aparține graficului funcției, înseamnă că f de x trebuie să fie egal cu y iar f de x era egal cu x minus 1, deci x minus 1 o să fie egal cu y. Haideți să vedem care este reprezentarea grafică a funcției, să vedem unde anume trebuiesc aceste puncte p poziționate. Pentru a reprezenta grafic funcția, vom intersecta graficul funcției pe rând cu cele două axe. Dacă intersectăm graficul funcției cu o x, trebuie să calculăm f de x egal cu 0 adică f de x la noi era egal cu x minus 1, deci x minus 1 egal cu 0, ceea ce înseamnă că x este egal cu 1. Am trecut pe 1 cu semn schimbat în partea dreapta a egalului, ceea ce înseamnă că punctul A mare trebuie să aibă coordonate 1 și 0. Graficul funcției intersecta cu o Y trebuie să calculăm de fapt f de 0, înlocuind pe x cu 0 și obținem egal minus 1. Astfel, celălalt punct de pe graficul funcției F, unde se intersectează cu axa OY, îl reprezintă B de coordonate 0 și minus 1. Și l-am reprezentat pe axa, pe, în sistemul de axe ortogonale X, O, Y, A de coordonate 1 și 0, am luat unitate de măsură 1, 2 pătrățele de matematică, Y este 0, deci punctul amare va fi aici, iar B de coordonate 0 și minus 1, deci Y este pe partea negativă a axei. Am uh, reprezentat aici cu două unități, unitate, două pătrățele unitate de măsură. Uh, pe o Y păstrăm aceeași unitate de măsură. Deci, minus 1 va veni la două pătrățele în partea inferioară a axei OY. În partea negativă spuneam. Și atunci aici avem punctul B mare, le uh, unim pentru a obține și putem prelungi pentru a obține graficul funcției F. Mai departe să vedem cum putem afla aceste puncte P de coordonate X și Y. Eu știu din ipoteză, din enunțul problemei, că OP este egal cu 5, ceea ce înseamnă că dacă aplicăm formula distanței dintre O și P, înseamnă că radical din X la puterea a doua plus Y la a doua este egal cu 5. Să ne reamintim formula. Avem distanța dintre două puncte de coordon coordonatele X uh, și Y ale punctului 1 și X și Y ale punctului 2, este egal cu radical din diferența absciselor totul la puterea a doua plus diferența ordonatelor totul la puterea a doua. Cum punctul O este originea, și are coordonate 0 și 0, x minus 0 ne-a dat x, totul la puterea a doua, iar y minus 0 ne-a dat y, totul la puterea a doua. Deci distanța dintre O și P este radical din x la puterea a doua plus y la puterea a doua și o știam că este 5. Ceea ce înseamnă că x la puterea a doua plus y la puterea a doua este 5 la puterea a doua. 5 la puterea a doua care înseamnă 25. Ne vom gândi care perechi de pătrate perfecte ne dau adunate 25. 16 plus 9 și 9 plus 16 ne dă 25. Fiind la puterea a doua, va trebui să luăm și valorile negative, deoarece un număr negativ. Totul la puterea a doua returnează, răspunsul este pozitiv. Ceea ce înseamnă că x poate să fie plus și minus 4 sau plus și minus 3 și y plus și minus 3 sau plus și minus 4. Pentru că 16 reprezintă 4 la a doua, iar 9 reprezintă 3 la puterea a doua și vom testa toate aceste posibilități, toate aceste valori, astfel încât x minus 1 să ne dea egal cu y pentru ca acel punct să aparțină graficului funcției f. Dacă x este minus 4, înseamnă că y este minus 4 minus 1, adică x minus 1, înseamnă minus 5, care este diferit, nu e nici plus 3, nici minus 3. Deci acest punct nu aparține graficului funcției f. Dacă x este 4, plus 4 înseamnă x minus 1, y egal 3. Deci este coincide cu valoarea plus sau minus 3 a lui y, înseamnă, ceea ce este plus 3, înseamnă că există un punct P de coordonate 4 și 3, plus 4 și plus 3, care îndeplinește condițiile cerute. Mergem mai departe. Dacă x este plus 3, invers, da, și y este, ar trebui să fie plus sau minus 4. Însă, dacă x este plus 3, x minus 1 este 2, adică y este 2, ceea ce este diferit de cealaltă valoare, deci nici acest punct nu îndeplinește condițiile noastre. Și mai avem o singură variantă x egal minus 3. x minus 1 ar însemna minus 4, ceea ce uh, corespunde valorii plus sau minus 4, înseamnă că este adevărat și există și un alt punct p2 de coordonate minus 3 și minus 4. Astfel, punctele căutate sunt p1 de coordonate plus 4 și plus 3 și p2 de coordonate minus 3 și minus 4. Aceasta a fost problema de reținut la acest tip de probleme este cum să înlocuiți o anumită valoare, să aflați f de respectiva valoare. Cum anume calculăm graficul funcției, să intersectăm cu axele OX și OY. Aici în plus am folosit și distanța dintre două puncte de anumite coordonate care poate fi folosită sau nu în alte uh, tipuri de probleme cu funcții. De cele mai multe ori la punctul B se rezumă la calculul ariei triunghiului format de graficul funcției cu uh, axele O x și O y sau distanța de la origine la graficul uh, funcției. Dar uh, în general, cam acestea sunt noțiunile pe care trebuie să le știți la capitolul funcții. Și vă asigur că nu aveți cum să nu luați punctajul cerut. Atât pentru acest video. Dacă v-a plăcut, vă rugăm să apreciați cu un like și un share. Vă aștept întrebările în comentarii și asigurați-vă că sunteți abonați pentru că imediat vă vom arăta o nouă modalitate de rezolvare a unei probleme. Revenim imediat. Pa, pa!